Bună dimineața, dacă vă mai aduceți aminte hitul Jumătate eu, jumătate tu a trupei Stigma, puteți o dați uitării pentru că Emanuel Mirea, jumătatea trupei care a făcut furor la începutul anilor 2000, promite un nou hit la fel de intens precum acea piesă, se numește Să facem viața mai rotundă și ne prezintă chiar acum la pian în locuința sa câteva acorduri. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce bine sună această piesă, ne întoarcem la succesul nebun de la începutul anilor 2000? Sper să fie o piesă care să ajungă la sufletul oamenilor, pentru că este scrisă dintr-un loc frumos și curat, unde rezonăm cu toții. Adică, de unde? Din suflet. Este un videoclip cu foarte mulți copii, este un videoclip pozitiv, o melodie așa pe care să o asculți în clipele grele și să... Și să fredonezi toată ziua. Spuneau și băieții, pentru că îți cunosc foarte bine povestea, ai fost plecat în Canada, Cornel este în continuare la Londra. Cum a fost călătoria în Canada? A fost o călătorie inițiatică, să zic așa. Un drum necesar pentru a-mi redescoperi bucuria cântecului și bucuria creației. Pentru că la un moment dat ajunsesem undeva într-o suprasaturație și mi-era foarte greu să mă mai bucur de muzică. Și atunci am zis că e cazul să schimb foaia, să încerc să fac ceva și era cel mai firesc pas pe care puteam să-l fac, un pas înapoi, ca să pot să fac după aia pași înainte. Ce a însemnat visul canadian? Ce ai făcut acolo? Te-ai ocupat cu muzica? Ai lucrat? Am studiat în primul rând, am luat o diplomă în sound design la Vancouver. Tot cu muzica, deci? Tot cu muzica, bineînțeles. Am și lucrat pentru că trebuia să-mi plătesc școala și era, aveam nevoie de bănuți. Școala a costat destul de mult și Vancouverul este unul dintre orașele cele mai scumpe. Însă a meritat experiența asta, a meritat fiecare cent pe care l-am cheltuit. Ce ai lucrat acolo? Am lucrat într-o pizzerie la un moment dat, vreo două luni, și îl mai ajutam pe un prieten care avea un business cu perdele, ne instalam perdele la hoteluri, cazinouri, spitale, case de bătrâni și așa mai departe. A fost pentru prima oară și singura dată când am fost angajat, când am avut job. În rest am fost mereu liber ca pasărea cerului și freelancer. Te-ai întors de acolo, deși puțin eu mai fac, să recunoaștem, nu? De ce te-ai întors din Canada? M-am întors pentru că mi-era dor de țară și pentru că aveam senzația că am lăsat anumite lucruri neterminate aici și ăsta a fost principalul motiv pentru care am decis. Și mi-era dor de scenă, mi-era dor de oameni, de oamenii dragi pe care nu prea puteam să-i văd, eram cam departe. Și în primul rând senzația asta că mai am lăsat lucrurile neterminate în România și că mai trebuie să fac ceva. Inclusiv o familie, mi-ai spus tu înainte că te-ai întors ca să o cunoști pe Oana, pe soția ta, nu? Cu siguranță asta este unul dintre motive. Bine, nu știam atunci. Pe Oana am cunoscut-o mai târziu, undeva în 2011. Iar din 2013 suntem împreună, din 2015 suntem căsătoriți și de un an jumate avem o fetiță minunată pe nume Rada. Rada, apare și în videoclip, sperăm să o vedem videoclip. Și noi suntem la tine acasă acum, da, să știi, un privilegiu, iată, în studioul lui Emanuel. Bârlogul lupului sau ursului. Aici se întâmplă minunea, aici se compun piesele, în acest mic studio, home studio, și mă bucur că sunteți aici cu mine. Spune-mi dacă cea mică are ceva cu muzica, cântă și ea? Mai dă semne. Eu cred că este foarte talentată. Acum să vedem dacă o să vrea să îmbrățișeze o carieră în genul ăsta. Dacă nu, e foarte bine. Dacă își dorește altceva, la fel. Da, aici cu siguranță are toate șansele să crească frumos într-un mediu muzical. Mulțumim tare mult, Emanuel, îți doresc mult succes în continuare. Sigur că da, poți pe final, în timp ce eu încheie această transmisiune, okay. Iată, să facem viața mai rotundă, așa se numește melodia lui Emanuel, pe care o ascultăm de joia trecută, de când a lăsat și un videoclip în care apare și Rada, fetița lui, iată ce poveste minunată într-o singură piesă. Emanuel de la Stigma, așa cum l-ați cunoscut. Inima tu, inima, să facem viața mai rotundă. E cam pătrată și profundă. Inima tu, inima,
face viața mai rotundă, e cam pătrată și profundă.